Șeful Centrului Republican de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, va sta 30 de zile în arest preventiv la penitenciarul numărul 13. Decizia a fost luată de către magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Ciocana, care au admis în totalitate demersul procurorilor. Juristul acesteia și directorul adjunct de la Agenția Achiziții Publice, Ghenadie Grib, vor sta în arest la domiciliu. Svetlana Cebotari a refuzat să discute cu presa. Potrivit avocatului acesteia, ea pledează nevinovată. SPIA și Procuratura Anticorupție au venit cu noi detalii în dosarul trucării licitațiilor transfuziei sanguine. Oamenii legii au făcut publice și mai multe secvențe video care ar dovedi implicarea acestora în dosar. Potrivit Oamenilor Legii, șeful Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cibotare, ar fi favorizat anumite companii pentru a câștiga licitațiile privind livrarea consumabilelor și a produselor farmaceutice. Mai mult, funcționarul ar fi dat unde verde doar unui singur antreprenor pentru livrarea testelor rapide la determinarea hepatitelor sifilis și HIV. Asta în contextul în care lunar instituția utilizează peste 25.000 de astfel de teste. Totodată, în urma perchezițiilor, polițiști au găsit și mai multe produse sanguine cu termenul expirat. Dar la HIV ne-a dat soroca. Da. La HIV s-a dat? Da, soroca, în loc să-mi iei 200 de teste, ne-a dat la HIV. E cam ușma. 200 de teste la HIV s-a dat? Da. Ujus. Bun, tași. Cine ți-a dat? Dar care sunt de termenul lor? Termenul e până în... El e expirat. Expirat mi-l-a dat. În același timp, cu acordul Svetlanei Cibotare, administratorul unei companii care a fost desemnat câștigătorul licitației pentru livrarea unui aparat de plasmafereză destinat Spitalului Clinic din Bălți, în valoare de 18.000 de dolari și finanțat de către donatori externi, ar fi fost prezentat de fapt utilajul care aparținea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. Ideea care mi-a venit în cap? Puteți să ne împrumutați nou un aparat? De plasmafereză, sub răspunderea mea personală. Că dacă nu vă dăm, nu vă întoarcem pe asta înapoi, vă ducem un nouț în loc. Nu e o problemă. Adică oricum rămâneți bine. În total, SPIA a desfășurat 9 percheziții în mai multe birouri de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, la sediul unui antreprenor, la spitalul din Bălți, dar și la sediul unui laborator medical privat din Chișinău. În urma verificărilor, șeful Centrului Național de Transfuzie, un șef adjunct de la Agenția Achiziții Publice și un antreprenor de la Bălți au fost reținuți. Aceștia sunt bănuiți de excrocherie și abuz în serviciu.